prima cheie, de fapt prima apăsare de buton Start Engine Stop, așa scrie pe el. Să vedem ce se întâmplă. Piciorul pe frână și pornim motorul. Computerul de bord. Modelul pe care îl avem este un Sandero Stepway TCE90 cu CVT. Avem două zone, una de consumuri instantanee și alte chestiuni și una cu mașinuța. O să trecem prin fiecare. Prima, avem consum instantaneu, range, distanță, consum mediu, kilometrii mașinii și parcurs temporar. Și zona a doua, vitezometru digital, presiune pneuri, temperatură motor și din nou vitezometru digital. Enter the roundabout, take the third exit. After 200 meters, turn sharp left. Bun, suntem pe autostradă, avem un traseu impus, deci ne trebuie să ne cadrăm și în timp și, mă rog, să mergem pe anumite rute prestabilite, însă cât sunt pe autostradă o să filmăm câte ceva, așa, gen mai mult preview cum se mișcă acest Sandero Stepway cu TCE90 și CVT. Mie îmi place cum merge până acum. Două observații negative, că așa e frumos să încep cu ce nu-ți place. Mi se pare că sistemul de climatizare e destul de zgomotos. Acum e pe viteza 3-a și îl auzi, dar și în oraș mergând încet pe viteza 2-a climatizarea, se auzea destul de tare și am văzut că inclusiv în eco zgomotul rămânea cam la fel. E, mă rog, probabil o primă observație. Dacă o să dăm drumul și sistemul audio, o să vedem dacă afectează sau nu. Important e altceva însă, că mașina merge, eu zic că destul de bine cu această cutie CVT. Chiar am fost surprins că s-a nimerit. Mă rog, nu știu că mi-au pus-o mie special pe asta, oricum o să ne schimbăm și cu un Sandero normal la întoarcere. Dar mă bucur că am prins această versiune cu CVT, pentru că în ziua de azi este foarte important să ai acces la o cutie automată și mai ales la Dacia. Bun, să ne configurăm la un 80 de km pe oră sau, mă rog, un 70 și să facem și noi o repriză, să vedem cum reacționează mașina. Deci 70 de km pe oră avem acum și accelerez la podea și așa răspunde mașina și cutia. Destul de bine antifonată, stilul de funcționare este cel clasic de CVT, unde stă destul de durat, așa cum vedeți. Și are niște, cum să spun eu, momente în care pare că schimbă ceva, dar de fapt nu. Pentru că așa funcționează cu via CVT, însă, așa cum vedeți, ce-mi place la ea? Confortul. Într-adevăr, ai super confort în oraș, în utilizare.
de la 120 și ceva. O să vedeți cum se mișcă. Simți imediat că este un model Dacia din configurarea suspensiei. Foarte confortabilă și în același timp fermă. E bine, platforma GMFB, adică e o platformă pe care o găsim și pe Captur, nu are cum să fie o mașină rea. Exclus așa ceva. Trebuie doar urmărit și văzut unde s-au făcut compromisurile care să permită un preț mai mic și dacă le putem suporta sau nu. Am setat-o la 100 de km pe oră. E foarte aglomerat autostradă în momentul ăsta. Și o vedeți cum reacționează. Sigur că o să o avem probabil în următoarea lună, o să o aducem la test și o să o filmăm în detaliu. Însă acum încerc să profit, știu că e mare interes pe mașina asta, să facem o repriză și de la 100 de km pe oră. Așa răspunde mașina. Nu se mișcă rău, dar nici nu e, adică nu e stilul meu. Prefer o cutie care să aibă o manifestare convențională sau, sincer, prefer și modul de utilizare al unei mașini electrice cu o singură treaptă. E cumva un pic mai intuitiv. Dar observați că în materie de performanță, eu zic că deloc grea mașina. Și vedeți și frâna de motor. Direcția destul de precisă, se simte un pic asistată mai mult decât îmi place mie, adică ai senzația de artificial. Îmi amintește cumva de unul din modelele Renault Megane de acum vreo 10 ani. Deci precisă, dar în același timp artificială. Simți că miști de volan și cumva există un, nu știu, nu lag e cuvântul potrivit. Un fel de tranziție către mișcarea propriu-zisă, dar deloc neplăcut și oricum o evoluție față de ce aveam la Dacia până acum. Cel mai mult îmi place suspensia. Zgomotul de motor se aude un pic, dar e surprinzător că, iată, și în turație maximă nu deranjează. Deci e clar că au avut grijă să antifoneze un pic mai mult, știind că e transmisie de tip CVT. Sunt curios dacă la celelalte versiuni cu cutie manuală e aceeași antifonare sau nu. M-aș mira sau nu, nu știu exact care e treaba. Bun, să mai vedem o chestie rapid. Dacă tot suntem, să mergem cu 130 și să ne mutăm pe consum. Observați că media e destul de mare, dar am făcut câțiva kilometri, deci nu e neapărat relevant. Și consumul instantaneu la 130 de km pe oră. Mașina e nouă, are 300 și ceva de km, deci nu e neapărat rotată. Iată, cam așa arată, 7-7 și ceva. Zgomote la vânt, la viteza asta, se aud, sunt destul de semnificative. Aș putea să zic că așteptam mai mult de la Dacia în
în privința asta. Adică, probabil că barele alea de acoperiș șmechere influențează cumva. Și în zona oglinzii retrovizoare și stâlpul de pe partea șoferului și în zona superioară de plafon am un zgomot care e destul de mare. Acum urcăm un pod, de-aia crește consumul. Și o să ieșim de pe autostradă, deci practic. Prepare to exit the motorway after 3 km. Peste 3 km o să ieșim, așa cum ne spune și navigația. Și la 120 de km pe oră se mai simt zgomote de vânt. Și până ieșim să vedeți și consumul la 120. Sigur că e un preview, așa că nu vă aștepta să pot să vă dau tot ce făceam noi 3-4 zile de muncă. Nu pot să fac câteva ore, oricât de mult aș vrea. Aici la 110 se aud zgomote de vânt. Deci asta aici nu place mașina. Exit the motorway, then take the next right. Frânarea dozată, frumos, îmi place. After 150 meters, turn right. Sunt atât de obișnuit cu dacile cu cutie manuală, încât îmi venea să schimb viteza acum. Îmi place că la viteză mică cutia cumva te păcălește, ai impresia că e o automată convențională, adică aproape că îți dă senzația că face niște schimbări și este destul de plăcut sentimentul, adică te pune într-o situație cunoscută. Nu toată lumea a condus cutii CVT și necesită un pic de obișnuință, sigur nu pentru mine am condus 10 de cutii de toate felurile de tipul ăsta. Însă este interesant pentru mine faptul că Dacia a ales această soluție și sunt convins că pentru cei care vor o automată pentru oraș, că logic, pentru ce vrei o automată pentru oraș, nu vrei pe autostradă în schimb de 5 ori viteza, o să fie o soluție foarte bună. Deci o să fie o super soluție pentru o femeie sau pentru cineva care sătul de un oraș cum e București sau și alte orașe din România și de aiurea, aștepți o cutie automată, n-are cum să nu-ți placă. Ce remarc la interiorul acestui Sandero Stepway? Ca părți pozitive, mi se pare una dintre cele mai ergonomice mașini în care am stat vreodată. Are extrem de puține butoane și când spun extrem de puține butoane, o să le și număr. Deci are 2-4 butoane pe consola centrală deasupra climatizării și 4 butoane pe climatizare. Și mai are pe volan 8 butoane. Deci face socoteala foarte, foarte simplă, foarte facilă pentru oricine. Și are chestii destul de interesant gândite, cum ar fi, de exemplu,
faptul că acolo unde îți pui telefonul mobil, ai o mufă USB. After 300 meters, turn left. Ai aici un suport pentru telefonul mobil și aici ai o mufă USB. Foarte interesant, pentru că îți poți încărca telefonul, poți folosi un cablu scurt sau nu folosești un cablu care să plece de undeva de jos și care să-ți încurce, de exemplu, mufa de jos. Deci, sunt chestii foarte inteligent făcute în acest model. You will arrive at waypoint after 140 meters, then turn back where possible. Să vedem ce se ascunde și în spatele acestui display, tot pe repede înainte, că suntem în viteză. Complet color, așa cum se observă, cu zone clare, nu merge stânga-dreapta, după cum vedeți, deci nu mai avem tot ce este aici. Radio, Mediaphone, Vehicle Nav, Smartphone Integration și setări. Deci, ce spuneam și la bord, super ușor de utilizat. Deci este o caracteristică a noului Sandero, faptul că este atât de ușor de utilizat. Să le luăm pe rând, cum arată zona de radio, ce avem disponibil. Da, și de aici se updatează lista. Media, dacă avem un device conectat, ne apar acolo, la fel și la phone. O să le prezentăm în detaliu, bineînțeles, în momentul în care vom avea mașina mai mult timp. Setări vehicul cu active braking și blind spot. Setări de acces și setările pentru park assist. Trip report, eco scoring, eco coaching cu sfaturi. Mă rog, le-am luat un pic aiurea. Aici este navigația. La fel, complet color, display mare. Meniul. Exact ce spuneam, destul de simplu de utilizat. Nu atât de sofisticat pe cât te aștepți. Și asta e bine. Setări de voce. Format coordonate, GPS, map update,
viteza cu care calculează o rută. Deci destul de interesant. Smartphone integration, Android Auto și Apple CarPlay. Setări cu limbile. Unități, setări de timp. Setări de fabrică, navigation on-off, versiune sistem. Să mai ducem o dată în setări, că m-am încurcat în ele. Deci setări de audio cu ceea ce vedem aici. Da. Setări de display cu ce vedem aici. Device-uri. Tutorial. Deci un fel de help. Da. Tutorialul de Android Auto și tutorialul de Apple CarPlay. Și din nou sistem. Și practic pe repede înainte, cam ăsta este display-ul. Ce mai este important de vizualizat? Camera de luat vederi. O să mă mișc un pic. Observați și zgomotul ventilației. Ventilația este pe 2 și se aude destul de tare. Adică mai tare decât sunt eu obișnuit, sincer. Și acum să urmărim camera de luat vederi pentru mersul înapoi. Linii predictive, după cum vedeți, și color. Rezoluția putea să fie ceva mai bună, dar eu zic că pentru ce avem nevoie noi ca șoferi să parcăm mașina cu precizie, este arhi suficient. Iar la setări, așa cum vedeți, liniile se pot dezactiva și se pot regla culoare, strălucire, contrast. Merge și un pic la mers înainte, dar doar puțin. Deci în momentul în care ai luat un pic de viteză, camera se dezactivează. Punem și Android Auto. Și îl vedem pe bord. Eu zic că pe partea asta de ergonomie și infotainment, Sandero e mai mult decât la zi, da? Ăsta e Maps-ul. Ce să mai vedem? Waze. Da. Și dăm un exit. Acum putem vedea și la media.
Da, avem opțiuni. Și la phone, la phone mă duce direct în Android Auto. Deci folosești practic phone-ul de aici. Și exit. Prin prisma situației în care ne aflăm în acest moment cu COVID și, mă rog, inclusiv acest eveniment la care suntem, primul drive test cu modelele Sandero, Sandero Stepway și Logan, s-a modificat, adică localitățile în care ar fi trebuit să mergem au fost carantinate și am ajuns în ultimă instanță pe circuitul de test de la Titu. Mă rog, am avut un traseu undeva, să zicem, în jurul Bucureștiului spre Titu, niște ture de circuit pe unul din circuitele din incinta Renault de la Titu, faimosul circuit de testare. Și pot să vă zic așa câteva, să spunem, constatări pe care le am după ce am mers cu toate trei și în continuare sunt într-un Sandero, de data asta simplu, fără Stepway, cu motorizare TCE 90, cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Ca observații, și o să aveți diverse cadre filmate de noi, a fost un drive test scurt și cu un program impus, deci nu am putut să ne desfășurăm. Încerc să fur acum cât pot din timp ca să vă zic câte ceva ce bănuiesc că așteptați. Prima impresie este una sigur pozitivă. Mașina este nu o evoluție față de modelele vechi. Când spun mașina, mă refer la toate trei. Deci când spun mașină, mă gândesc la Sandero față de vechiul Sandero, la Logan față de vechiul Logan și la Sandero Stepway față de vechiul Stepway. Avem o platformă nouă, CMF-B, care este și pe Clio și pe Captur. O platformă silențioasă, ușoară, dotată, așa cum ni s-a explicat chiar astăzi la conferința de presă. Este o platformă cumva un pic mai ușoară și este o derivație din CMF-B, în sensul că cei de la Dacia au ales, ei subliniază foarte mult acest aspect, au ales anumite dotări ale acestei platforme, respectiv s-a scos mult în evidență faptul că au optat, au considerat că este necesar acel sistem de frânare activă și într-adevăr și eu cred că nu avea cum să lipsească, mai ales că e cumva obligatoriu. Și deci practic platforma ca rezistență, ca performanță în zona de crash test ar trebui să fie pe aproape cu Captur și cu, să zicem, Clio, însă nu la fel. Deci nu ni s-a spus exact așa, dar ce înțelegem când spune o platformă este derivată din? Înseamnă că s-a luat din platforma aia ceva, dar nu tot. Și ni s-a sugerat cumva să așteptăm testele Euro NCAP să vedem. Probabil că așteptările realiste sunt de minim 4 stele, zic eu, pentru Euro NCAP și e posibil să avem și surprize. Nu neapărat maxime, pentru că sistemele de asistență în cazul unei mașini, să spunem, smart buy, nu sunt la fel de multe ca în cazul unui model normal sau cu alte pretenții. Însă e de bine. E de bine în sensul că avem o platformă competitivă, nu o platformă dezvoltată să fie low cost. Nu, avem o platformă globală dezvoltată să fie pe mai multe modele din mai multe categorii și rezultatul nu are cum să fie rău. Acum, strict legat de ce am observat eu la aceste mașini,
sunt diferențe destul de mari între ele la partea de zgomot. De exemplu, Sandero Stepway cu acele bare de acoperiș șmechere, că ăsta e termenul care îmi place, sunt, deci au două inovații superbe despre care vreau să vă vorbesc, acele bare de acoperiș la Sandero Stepway, care sunt, nu știu dacă premieră mondială, dar cel puțin pe un vehicul de serie sunt premieră mondială, și integrarea telefonului mobil cu rol de navigație în mașină, oferind un suport dedicat care transformă propriul tău telefon mobil într-un navigator și aplicația Dacia, despre care o să vă povestesc când o să facem filmările detaliate, care e ca un fel de, dacă vreți, e ca un fel de Android Auto, dacă mă întrebați pe mine, dedicat al celor de la Dacia, însă bineînțeles că toate aceste modele noi Dacia oferă și integrarea de Android Auto specifică și bineînțeles de Apple CarPlay. Deci astea două chestiuni sunt super tari pe aceste trei modele pe care le-am condus astăzi. Sunt diferențe de estetică și mărime notabile. Mașinile sunt în general, în majoritatea dimensiunilor, ceva mai mari. În anumite aspecte însă sunt și dimensiuni care scad, de exemplu înălțimea scade la modele noi față de modele vechi. Însă toate cele trei modele pe care le-am condus astăzi sunt mai late și oferă spațiu mai mare, nu cu valori foarte mari, inclusiv la portbagaj sau la spațiu pentru picioare sau la spațiu pentru umeri, oferă valori cu plus, da? Deci sunt valori mai bune, nu spectaculos. Gen, avem la portbagaj de la 320 de litri avem 328, dar e un plus, da? E un câștig, nu e ca și cum oferim 300 de litri, ci oferim de la 320 la 328. Și la fel e și cu valorile astea. Deci mașinile ca habitabilitate sunt superbe. Sunt revoluționare cumva la interior prin simplitate și ergonomie. Țineți minte, am prezentări cu Dacia din 2004, de când a apărut Loganul, și tot timpul puneam aceste întrebări. De ce la Renault se pun butoanele climatizării într-o ordine sau așa și la Dacia se pun invers? De ce nu știu ce? Și acum am ajuns să dau exemplu Dacia în 2020. Este un exemplu de ergonomie vis-a-vis de N mașini, unele de 5 ori mai scumpe decât acest Sandero, să spunem, în care sunt. Foarte simple la interior, în același timp sofisticate, integrate cu tehnologii, sunt aduse la zi. Și asta o să placă tuturor, o să-ți placă să ai Android Auto, o să-ți placă să ai aplicații cu care să poți comunica cu mașina și mașina cu telefonul, că este foarte interesant și ni s-a explicat asta, că există o comunicație bidirecțională, adică dacă faci modificări pe telefonul tău sau, mă rog, setări sau ce se întâmplă acolo, ele se văd și pe bordul mașinii. Dacă faci pe bordul mașinii niște șmecherii în aplicația aia de care vorbeam, ele apar și pe telefon. Deci sunt lucruri la care s-a lucrat și cu mândrie o spun, inclusiv prieteni de-ai mei care lucrează la Renault au lucrat la aceste dezvoltări și o mare parte din ceea ce vedem acum este făcut, proiectat în România. Revenind la mașini, plusuri multe, în sensul că s-a lucrat la aspecte, așa cum Dacia de altfel a spus mereu, că ascultă dorința clienților. Bun, eu aș zice cu ghilimele că nu întotdeauna, că în materie de puteri și alte chestiuni, din cauza normelor europene cu care ne luptăm, am ajuns să avem acum motoare pe care le aveam ca putere și acum 10 ani. Mă rog, zic și eu, gândiți-vă că aveam TCE90, motorul cu care a fost înlocuit deja de nu știu câți ani este, și l-am înlocuit cu ce? Cu un alt TCE tot 90. De ce? Că puteam să înlocuim cu un TCE de 115 cai, dar din cauza normelor impuse, Renault n-a avut ce să facă și pe Renault și pe Dacia și așa avem GPL, avem toate nebunile. Bun, o să ajungem și la ele, o să vedeți că nu e așa de rău pe cât pare, că de exemplu mașina asta în care sunt merge foarte, foarte bine cu motorașul ăsta,
Și vă spun eu pentru cei care întreabă și comentează că și cu 4 persoane și cu bagaje și cu 5 persoane merge de nu are treabă. Mașina este destul de bine setată, e o mașină ușoară, n-are cum să deranjeze. Spuneam că s-au făcut schimbări majore la chestii de finețe. De exemplu, au în premieră avem trapă. Bun, nu știu dacă asta ne lipsea, dar mă rog, au pus trapă pe Sandero și pe Sandero Stepway. Avem frână de parcare electrohidraulică. E premieră, da, pe toate trei modelele. S-a lucrat mult la cum arată mașina la exterior, s-a lucrat mult la cum protejează mașina pietonii în cazul unui impact. Sunt ranforsate anumite zone și din compartimentul motor și din laterale. S-au introdus airbag-uri suplimentare. În momentul de față, mașinile vin cu 6 airbag-uri. Airbag-uri față, airbag-uri laterale, airbag-uri cortină. Sunt aspecte de care clienții s-au plâns, cum ar fi acele butoane din care deschideai haionul sau portbagajul. În momentul de față, la toate modelele astea de care vorbim, ele au dispărut, butoanele, și avem un fel de butoane ascunse sub haion sau sub capota portbagajului la Logan. Adică lucruri destul de elegante, acces fără cheie, fel și fel de chestii la care s-a lucrat. O climatizare cu aeratoare reproiectate nu numai pentru design, ci și pentru eficiență. Climatizarea automată prezintă și o funcție nouă, respectiv avem o recirculare automată și sunt foarte multe lucruri la care Dacia a crescut. Bun, o să ziceți altul care laudă Dacia și așa și pe dincolo. Nu vreau să laud neapărat Dacia, pentru că din primul moment în care am condus Sandero Stepway am observat niște lucruri care nu mi-au plăcut și vreau să le scot în evidență. În primul rând, după părerea mea, prin lansarea acestor modele superbe de altfel, Dacia a făcut un nou statement sau declarație pentru cine nu înțelege. Deci Dacia face o nouă declarație că dorește să rămână un brand care să nu concureze direct cu mărcile consacrate care sunt în portofoliul Renault sau care nu sunt în portofoliul Renault. Deci Dacia cu aceste modele lansate dorește să-și securizeze nișa pe care se află. Acea nișă care inițial s-a numit low cost și pe urmă s-a numit smart buy și pe care nișă au venit să se bată N constructori și toți au plecat cu coada între picioare. Este o realitate, este un fapt. Este o nișă pe care Dacia a pus gheara și nu o va lua prea curând. Și pentru cei, inclusiv pentru mine, care așteptam ca după 10 ani de Renault, după 15 ani de Renault, după 20 de ani de Renault, să prindem din urmă Skoda sau să prindem din urmă Seat sau să prindem din urmă, nu știu, alte branduri cu calitate, cu motoare, cu superputere, cu 4x4, cu așa mai departe, nu, luați-vă gândul, Dacia nu dorește să facă asta. Dacia dorește să vândă multe mașini într-un segment care îi aparține în totalitate, unde este Dacia domină fără discuție acest segment al mașinilor low cost sau smart buy după ultima găselniță de marketing a lor. E bine sau e rău? Eu zic că este bine, pentru că odată cu anunțarea prețurilor, când am văzut prețurile care sunt la acest trio de modele, mi-am dat seama că deși prețurile sunt mai mari, cu aproximativ 1000 de euro față de vechile modele, totuși tehnologia care vine pe mașină probabil că valorează 5.000. Deci tu dai 1.000 de euro în plus, dar primești tehnologie de 5.000 în plus față de un Sandero sau de un Logan ca cele înlocuite de aceste modele. Adică ai tehnologii destul de ok și de confort și de siguranță și mașinile una peste alta sunt niște reușite. Spuneam de chestii care nu mi-au plăcut.
zgomotul motorului nu deranjează, dar zgomotele la rulare, zgomotul general de rulare este încă mare. Este o surpriză pentru mine, mă așteptam ca la cum arată mașinile, fiind în mod clar și ei au anunțat în procente plus 6,8% mai aerodinamic, plus 9,8% mai aerodinamic, plus nu știu cât la 100% mai aerodinamic, mă așteptam ce? Să văd aceste lucruri, să le simt în cabină, să simt că e mai liniște. Alți colegi din presă care au zis, domnule, dar sunt silențioase, lasă că o să mergi, știu că tu ai mers cu Sandero Stepoi care avea barele alea pe acoperiș și ăla e zgomotos. Nu, e zgomotos și ăla și ăsta în care sunt acum, ăsta e Sandero simplu. E o idee mai silențios decât vechile modele, dar nu e ceea ce mă așteptam eu. Deci, în continuare, la partea de zgomot ambiental general, mașinile par neterminate, dacă mă înțelegeți, adică ca și cum cineva a uitat să le fixeze antifonarea. Vreau să explic treaba asta ca să nu se interpreteze. Platforma CMFB este foarte bună și zgomotul la rulare provenit de la pneuri este aproape inexistent. Însă zgomotele aerodinamice de oglinzi retrovizoare, stâlpi laterali față și zgomote de chedere, că avem niște chedere noi, dacă vă uitați, niște chedere noi care, nu știu, sunt o soluție, dar nu știu dacă neapărat sunt cea mai bună soluție. Zgomotul rămâne în continuare mare. Deci eu despre zgomotul ăsta vorbesc, zgomotul care vine la zgomotul de sus. Nici zgomotul de motor nu e mare, nici zgomotul de rulare nu e mare, dar zgomotul total al mașinii mie mi se pare un pic mai mare. La acest Sandero cu care merg, aș putea să zic că simt și o idee de sirenajul ăla de care s-a vorbit la Duster, ceea ce n-am simțit la Sandero Stepway, aceeași motorizare, dar cutie CVT. La asta cu cutie manuală are momente în care fluieră. Nu știu dacă e sirenaj de cutie, că e greu să-ți dai seama, sau pur și simplu fluieră aerul prin climatizare, cum se mai întâmpla de altfel și am întâlnit și la un Renault Kadjar într-un test. Deci sunt încă aspecte asupra cărora probabil că cei de la Dacia vor mai face niște modificări pe parcurs în urma feedback-ului de client. De asemenea, la Sandero, mai ales mai puțin la Logan, și fac o paranteză acum, Loganul arată atât de bine în realitate încât scoatem din cauză Sandero Stepway, că Sandero Stepway e cel mai interesant model de la Dacia, nu degeaba Sandero e cea mai vândută mașină din Europa. Vă garantez, e o mașină superbă. Deci lăsând la o parte Sandero Stepway, care este într-adevăr foarte bine făcut și desenat și impunător, Loganul l-am condus pe circuit la Titu, în realitate arată excepțional. Excepțional arată, adică arată o mașină, arată ca un Megane sedan, da, poate o idee mai micuț și îți place, deci nu există să nu-ți placă Loganul. Deci Loganul este, din punctul meu de vedere, marele câștig al acestei game este Loganul. Și pe mă Sandero și, mă rog, Sandero Stepway și Sandero, că în Europa vă zic vânzările majore și recunosc și cei de la Dacia sunt făcute de Sandero Stepway. Ei se așteaptă ca mixul de produse Sandero Stepway să rupă, cu alte cuvinte. Deci astea sunt în continuare niște chestiuni care nu îmi plac la Dacia. La fel am observat la Sandero și Sandero Stepway și chiar și la Logan, că rămân anumite zone de tablă destul de... Da, am mai vorbit și cu alți colegi din presă și au spus, da, domnule, dar să vezi că și la Skoda, când îți cumperi un model de nu știu care, domnule, nu mă interesează ce face Skoda. Eu spun cum se simte la mașina asta, care arată foarte bine, la mașinile astea care arată foarte bine, ai anumite așteptări. Și anumite așteptări astea mie nu mi-au fost îndeplinite complet. Deci, cam astea ar fi părțile care nu-mi plac mie. La prima, în momentul în care o să conduc mai mult, o să vină la mine mașinile pe rând și o să merg cu ele câteva zile și o să fac câteva sute de kilometri cu fiecare, în momentul ăla ele o să spună tot, o să spună tot ce au făcut în viața lor, o să-mi spună. Dar la prima vedere asta e ce am constatat. Pe de altă parte însă, la părți foarte interesante și am rămas chiar surprins și m-am trezit că eu nu prea pun întrebări, că de obicei când pun întrebări la conferințe de presă să cam face liniște.
Și nu e o aroganță sau să nu credeți că sunt eu prea deștept, dar am întrebări bune în general și lumea să cam îmi moaie microfonul. Și am pus întrebări astăzi pentru că am observat o chestiune foarte interesantă și diferită față de Renault și e interesant cum s-a poziționat Dacia acum. La varianta 1.0 cu GPL avem cutie cu 6 trepte. Am întrebat, adică este sigur că e cu 6 trepte, să nu greșim, să nu... Nu, e cu 6 trepte. Păi Captur-ul are cu 5. Foarte interesant acest aspect. Și la fel, faptul că avem cutie cu 6 trepte și pe restul de motorizări, exceptând X-Tronic, bineînțeles, mă rog, CVT-ul. Deci este o poziționare foarte interesantă a celor de la Dacia. Deci începe Dacia să totuși să facă ce au spus de mult. Să ofere cât mai mult posibil fără a depăși un anumit cost impus, fără a depăși un anumit buget care să îi mențină pe ei în zona asta de smart buy. Și deci practic cu niște bănuți decenți îți poți cumpăra o mașină cu motor, eu zic că foarte bun, o să vi-l arăt imediat, și pe ăsta cu cutie manuală, să ne jucăm un pic cu el. Și în același timp să ai acces la tehnologii pe care alte mașini poate nu le au. În continuare sunt mașini în piață care vin cu 5 trepte și la prețuri mai mari decât un Logan Sandero sau Sandero Stepway. Și iată, Dacia a ales într-un fel, deci din mixul lor, de ei pot să-și ia orice de la, din grupul Renault, da? Dar asta înseamnă că mașina va costa mai mult. Chiar spuneam în convenția de presă, vrem să punem hibrid pe Dacia, nicio problemă, va fi la anul, în 2022, de fapt o să avem și hibrid, nu e nicio problemă, pe toate, îl avem deja, o să-l punem, da, sigur, o să coste mai mult. Și atunci, faptul că au optat pentru treaba asta, mie mi se pare foarte interesant, deci ca pachet de bază, mașinile sunt foarte bune, deci vin cu motorizări bune, cu transmisii decente, modelul pe GPL este foarte interesant, deci vă spun, este impecabil, că face 1300 km cu un plin, dacă ești atent faci și mai mult. Și cam asta e prima impresia mea despre modelele Dacia. Interiorul este absolut revoluționar pentru Dacia, adică este revoluționar prin ergonomia, o ergonomie impecabilă, impecabilă, și are o grămadă de chestii mici gândite atât de bine, încât și acum mă întreb de ce ele nu există pe alte mașini sau de ce, da, asta este. Mai avem câțiva kilometri până ajungem la Renault, să profităm să ne jucăm un pic cu motorul ăsta 1.0 TCE de 90 de cai, să-l vedem cum se mișcă. 70, treapta a treia, kick down, nu suntem în eco, suntem în normal. Treapta a patra. Treapta a cincea. Știu, dacă o încarci, nu mai trage, nu urcă dealul. Eu știu poveștile astea, dar văd că avem 160. Iar îmi amintesc o fază din tinerețe, dar nu vă spun acum, altă dată. Cu hai că avem aproape 60 și alerga un câine pe lângă noi, așa, la pas. Deci, râd. Mi-aduc aminte și acum că eram cu o cașcarabetă de asta de mașină. Și șoferul și proprietarul, ce, uite ce merge, n-avea vitezometru, ce, hai că avem aproape 60 și pe lângă noi le trau un câine. Ham, ham, și zic, e clar, dacă ne trece câinele, chiar că avem 60. Eu zic că merge foarte bine mașina asta. Ne ducem înapoi în treapta a patra. Să rămânem la 100. Astea sunt așa doar un fel de teaser pentru ce o să facem în continuare, da? O să vină la noi mașinile încet, încet. Cei de la Dacia au observat că se bucură când ajung mașinile la noi, că încă nu ne-am pierdut obiectivitatea. 100 de km pe oră în treapta a patra și să vedem cum reacționează mașina. Dacă putem să depășim, că e un tir undeva pe dreapta, eu zic că îl putem depăși, nu? Ce părere aveți?
Motorașul ăsta mic care nu trage, nu face nimic, nu e bun. A plătit Dacia. Să îi laud. Eu zic că merge foarte bine mașina. Asta e părerea mea, am condus multe mașini. Pentru cine nu mă crede, să se uite la noi pe canal, să le numere, că sunt acolo ceva și în afară de ce am filmat pe canal, cred că am mai condus vreo câteva mii. Nu e o mașină rea. Și într-adevăr, e diferență mare de zgomot între ele. Deci Sandero Stepu e cel mai zgomotos și probabil că de la barele alea de acoperiș. Pe urmă ar fi Logan ca... Nu Logan, Sandero. Și cred că cel mai silențios e Logan în aceeași, deci dacă am fi în aceeași variantă de echipare. Mă rog, o să le mai vedem, o să le mai înțelegem. Legat de consumuri, da? Ia să vedem, hai să facem și un consum, să ne mutăm repede aici. Deci am tras un pic de ea și fiți atenți ce medie are de consum, da? Deci mașina a mai fost condusă de cineva înaintea mea pe traseul de dus București-Titu. Și ce consum avem aici? 5,7 mediu. Nu e rău, nu, pentru motorașul ăsta. Și la 100 de km pe oră ce avem? 4,7, nu? O fi bun motorul ăsta? Că tot zicea lumea că s-a scos dieselul. Da, au explicat de ce s-a scos diesel. A fost o alegere. Dacia nu își poate permite să aibă nu știu câte motoare în gamă. S-a observat că în segmentul ăsta în care activează Logan, Sandero, Sandero Stepway, mai toată lumea începe să renunțe la diesel. Clienții, că aici e chestia interesantă, clientul dorește foarte mult, 4,4 am avut mai devreme, clientul dorește motorizări pe benzină, în detrimentul dieselului. Și atunci Dacia a spus, da, dom'le, ce, rămânem în continuare cu 1.5 DCI sau nu? Hai să mergem și noi pe benzină. Și au mers pe benzină. O fi rău, o fi bine, nu știu, o să aflăm. Piața o să ne spună. Să mergem și cu 90 de km pe oră, să vedem ce consum are. Nu le facem pe toate, că nici n-am timp, că ajungem imediat în București. Dar măcar așa, ca să stârnim imaginația. Știu că alte mărci sunt mai bune, știu că pe mine mă plătește Dacia, cum spune lumea, că nu sunt obiectiv, că sunt alții mai obiectiv și așa, dar nu e o problemă. Pe mine nu mă deranjează. Pe mine, sincer să fiu, mă mulțumește faptul că pe noi ne, în ceea ce privește Dacia, pe noi ne pălmuiește Europa. Nu știu dacă înțelegeți ce spun. Pe noi, noi... Nu vreau să ne judec pe noi, că noi românii suntem un popor de deosebiți, asta este, e clar. Dar ne pălmuiește Occidentul. Când cea mai vândută mașină din Europa e Sandero, tu să vii să spui că Dacia e proastă, pur și simplu n-aveți ce să mai comentăm, n-aveți ce să discutăm. Da? 4,1% la 90 de km pe oră. De-aia îl cumpără francezii, de-aia îl cumpără italienii, de-aia îl cumpără, de-aia în Anglia e bătaie pe ele și e plin pe străzi. De-aia în Germania e bătaie pe ele și e plin pe străzi. Că BMW-ul, Mercedes și Audi nu prea știu să facă mașini. Și atunci lumea își cumpără Sandero și Sandero Stepway. Pentru mine, experiența de astăzi, eu am avut alte așteptări mai ridicate și mașina nu mi le-a îndeplinit pe toate, mașinile. Însă a fost clar pentru mine și repet, Dacia vrea să rămână low cost, cel puțin în perioada următoare va fi low cost sau, mă rog, dacă mai poate fi numit low cost, totuși că e un conglomerat de tehnologie și în mașina asta și nici prețul nu e 5.000 de euro, dar ei vor să rămână clar în această nișă în care ei sunt stăpâni. Ei n-au nevoie să se concureze, ei n-au nevoie, a spus cineva și în conferința de presă pe care am filmat-o, de altfel și o să o punem pe YouTube. Cineva de la Renault a spus un lucru foarte clar. Clienții de Clio și Captur au anumite așteptări și clienții de Sandero și Sandero Stepway și Logan au alte așteptări. Și noi le îndeplinim la fiecare. Clienții de Clio și Captur
așteaptă să aibă o mașină mai performantă și noi le îndeplinim această dorință. Clienții de Sandero, Stepway, Sandero și Logan vor o mașină cu anumite cerințe și noi le îndeplinim pe alea. Și atunci nu poți să judeci, nu poți să iei Logan și Sandero și Sandero Stepway și să spui că nu merge ca Porsche Macan, că nu are legătură, nu ai. Deci aici Dacia joacă într-o ligă în care sunt numai ei. Vreau să înțelegem bine treaba asta, că în momentul de față nișa asta are un singur competitor, Dacia, în luptă cu Dacia. Că Dacia cu modelele ei mai fură și alte modele de la alți producători, să le fie de bine. Sau că alți oameni care poate au fost fan Dacia și au avut modele Dacia și la un moment dat simt nevoia să migreze la o mașină mai scumpă, mai performantă, mai sigură, e de înțeles și acest lucru. Dar în momentul de față, acolo unde se bate Dacia pe segmentul ăla de piață, nu există decât un câștigător și acela este Dacia cu modelele sale. Și foarte interesant, iarăși o chestie cu care o să închei, s-a pus întrebarea, la Pitești nu se mai face decât, mă rog, la Mioveni nu se mai face decât Sandero și nici nu mai știu ce se face, Sandero și Sandero Stepway, cred. Mă rog, e în conferința de presă, că nu mai le țin minte. Și întreba cineva la conferință dacă modelele făcute în România pot să ajungă pe piața din Franța sau acolo dă numai Marocu sau alte fabrici. Și răspunsul a fost din nou fără echivoc și eu îl așteptam și era logic cumva, că în funcție de cererile pieței, fără nicio problemă și în momentul de față, de altfel, producția din România merge și în Franța. Adică ce vreau să spun, alte teorii care sunt dezvoltate de niște sfertodocți. Acea, domne, producem mașinile din România sunt mai proaste decât alea din Maroc, că alea din Maroc se livrează în Franța. Nu, asta este o aberație. Și există o singură chestiune. Calitatea de fabricație este aceeași peste tot. Singurul lucru care dictează țara de proveniență versus țara de destinație este nevoia de piață din acel moment. Dacă Franța cere mâine 300.000 de Sandero și Marocul produce numai 150.000, de unde vine celălalt 150.000 lipsă? Din România. Despre asta e vorba. Dacă lucrurile merg normal conform previziunilor lor, atunci în România, unde e o cerere bună pentru modele Dacia, fabrica din România produce local, adică pentru România, pentru țări limitrofe, nu știu, Bulgaria, ziceți voi, Ungaria și așa mai departe. Însă în momentul în care anumite piețe cer mai mult și în momentul ăla producția din România se livrează, se urcă, în loc să se urce pe tren să se ducă la, nu știu, la Constanța, se urcă pe tren și se duc în Franța. Sau se urcă pe vapor și se duc în Franța. Înțelegeți? Adică să trecem o dată peste chestia asta că dacă a venit mașina din Turcia de la Renault e mai proastă sau dacă a venit din Maroc e și mai proastă sau dacă a venit din România e vai de capul ei. Nu există așa ceva. Calitatea, există niște standarde, așa se și numesc, standarde de calitate Renault, da? Sau standarde de calitate Dacia, dacă vreți. Și noi pe alea le urmăm ca fabrică. Astea sunt declarațiile lor, ale celor de la Dacia. Și asta este în continuare un lucru bun. Înseamnă că fabrica merge mai departe. Foarte multă lume s-a supărat că și s-a discutat, domne, nu se mai face Duster, nu se mai face nu știu ce, hau-hau, ne fură ăia și așa. Nu, domne, totul este business. Da? Ce se face acum la fabrică, la Mioveni? Se fabrică modelul cel mai vândut din Europa. Ca să fie clar. Și cu asta vă invit să mă urmăriți și pentru alte rețete, că o să venim și cu filmările complete cât de curând, să vedem când se dă drumul la parcul de presă. Ăsta a fost testul național, să spunem, lansarea, primul drive test național Sandero, Sandero Stepway și Logan. A fost rapid, în condiții de pandemie, măști, măscuțe, dezinfectanți, distanțare și așa mai departe. Când o să vină mașinile, probabil în 2-3 săptămâni, o să ne înscriem și noi pe lista acolo
și în măsura posibilităților și dacă nu ne încuie lumea în casă după alegeri, o să le coacem la cuptor și o să vedem tot ce ne interesează și pe noi, că pentru mine întotdeauna e o experiență fantastică să merg cu Dacia. După părerea mea, Dacia și Renault a făcut cu Dacia ce nu a făcut absolut nimeni, n-a reușit să facă nimeni pe planeta asta. Au avut atât, chiar vorbeam și cu cineva de la Dacia, că atâția producători au avut mărci mici în să spunem, un portofoliu și n-au știut să facă chestia asta. Au încercat, a încercat și Fiat, a încercat și grupul PSA să vină cu low cost. Și de ce n-au reușit? De ce n-au reușit? Și de ce a reușit Renault cu Dacia? Asta trebuie să vă puneți întrebare. Să nu mai înjurăm Dacia iurea, ci să vedem ce au reușit ei să facă. Au făcut ceva absolut fantastic cu aceste produse pe care le au. Și în momentul în care o să vină și Spring versiune electrică, în momentul ăla o să vedeți că o să se discute despre Spring cum s-a discutat de Tesla odată. Că Spring va fi probabil o perioadă cel mai accesibil model electric pe care îl oferă vreun producător și va fi sub marca Dacia.